De 1 decembrie, mehedințenii simt și trăiesc românește, chiar dacă anul acesta, Ziua Națională a României, a fost celebrată fără festivități, fără paradă, așa cum eram obișnuiți. În drobeta Turnul Severin, omagiul în memoria eroilor care s-au jertfit pentru țara noastră a fost ținut la Monumentul Eroilor de către autoritățile locale, chiar și fără public. Ziua Națională a României a fost sărbătorită și în acest an, poate nu ca în anii trecuți, dar în sufletul fiecărui român cu siguranță nu s-a schimbat nimic. Trăim și simțim românește oriunde ne-am afla, peste granițe sau chiar aici, la noi în țară. Într-o beta Turnul Severin, Ziua Națională a fost marcată la Monumentul Eroilor printr-o ceremonie mult mai restrânsă din cauza situației epidemiologice. Multă tristețe și amărăciune în jurul nostru s-a repercutat inclusiv asupra zilei noastre, a românilor, fără oameni, dar eu sunt convins că cu răbdare, în liniște, vom reuși să trecem și peste această problemă, peste această molimă care a venit peste noi. Este important să celebrăm această zi, să ne amintim de cei care au făcut posibil ca noi astăzi să trăim într-o țară liberă, într-o țară care ne poate oferi multe alternative. Le urez tuturor severinenilor, mehedințenilor, la mulți ani, tuturor românilor, la mulți ani români, la mulți ani România. Chiar dacă regulile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 au impus distanțarea, iar public nu a fost anul acesta, sentimentul de unitate de Ziua Națională a României a fost în sufletele românilor de pretutindeni.